și bucuria și împrice vecilor. Amin. Doamne, ceea ce ești folositoare creștinilor neînfântată, neînfântată, mijlocitoare către Făcătorul neschimbată, nu trece cu vederea glasului cele de rugăciune ale păcătoșilor, ce apucă înainte ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Vremea este a slujit Domnului, binecuvântați-ne al preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă pentru noi în al preasfințite stăpâne. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucrul cel bun. Amin. Pomeniți-ne pe noi în al preasfințite stăpâne. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, preacuvioase Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-i poate. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugele Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece, nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor mâinilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre slujba oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrele banului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile, scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor.
dar răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corebile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor, vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credințe, cu evlave și cu frică Dumnezeu, intre și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt vrea Sfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru cinstita preoțime și ceandu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oștire Domnului să ne rugăm. Doamne, părinții, frații și ostenitori acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugar roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioare Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Domnul am strigat că m-am necăjit și m-a auzit. Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană? Săgeți ascuțite cu cărbuni aprinși, trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce urau pacea, făcător de pace eram, când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu? Ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge. Stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate ale cărei porți sunt strâns unite. Că acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghițit pe noi când s-a prins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru, atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valul înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!
iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, Doarul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Noi înșine și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac, că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de lege mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorăși păraile spre miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa în zadar, s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele să spună Israel. De multe ori s-a luptat cu mine din tinerețile mele și nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întins au nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarba de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-au uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că bun și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele, de te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit a sufletul meu în Domnul, din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții se nădăjduiască Israel spre Domnul, că la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine, dimpotrivă. Mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui ca răsplata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii în Efrata, l-am găsit în țarina lui Iar. Intra vom în locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna Ta, Tu și chivotul Sfinției Tale. Preoții Tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu vioșii Tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul Tău, să nu întorci fața unsului Tău. Juratul s-a Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui Tău voi pune pe scaunul Tău, de vor păzi fiii Tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei, și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul Tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință Lui, aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că L-am ales pe El, roadele Lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii Lui îi voi sătura cu pâine, pe preoții Lui îi voi îmbrăca cu izbăvire și cu vioșii Lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară puterea Lui David, gătita în făclie unsului meu, pe vrășmașii lui îi voi îmbrăca cu rușine, iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frați împreună. Aceasta este ca mirul pe cap care se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru,
Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea, și pură Fecioară Maria, cu toți sfinții s-au pomenit. Pura sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, care miluiești și mântuiești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, striga ta către tine, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că deavăr în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă-i înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele.
în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești un pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laud numele Tău, Doamne. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale culoarea aminte la glasul rugăciunii mele. De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Învrednicindu-ne noi credincioșii a săruta crucea Ta, cea pururea fericită prin care ne-ai mântuit pe noi, lăudăm milostivirea Ta și ne rugăm îndelung. Dăruiește, Mântuitorule, tuturor bucuria mântuirii Tale prin pocăință, dându-ne să vedem învierea Ta și cinstitele Tale patim. Pentru numele Tău Te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul. Omorâre ai răbdat, răstignindu-te pe cruce, cel ce-ai omorât moartea și ai înviat pe morți, cu cuvântul cel de viață aducător. Pentru aceasta mă rog ție, înviază, Doamne, sufletul meu cel omorât de păcat, dându-mi umilință și izbăvire de rele în sfintele zile ale postului, iubitorule de oameni. Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Învrednicește-ne cu bucurie a vedea și a săruta crucea Ta cea sfântă. Te rugăm pe Tine, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, să ajungem și la preacuratele Tale patim, cu postul întărindu-ne, ca închinându-ne să lăudăm răstignirea Ta, sulița, buretele și treștia, prin care, făcându-ne nemuritori, iarăși ne-ai ridicat la viața cea dintâi a desfătării ca un iubitor de oameni. Pentru aceasta acum, cu mulțumire pe Tine, Te slăvim. Că la Domnul este mila și multă mântuire la El, și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Întinăciunea cea mai dinainte, care venea din necuvințe, Te oprea pe Tine de la vederea celor cinstite. Iar înțelepciunea și cunoștința Ta de cele ce s-au lucrat de Tine ți-au făcut ție
întoarcere cere spre cele mai bune, ceea ce ești de Dumnezeu înțelepțită, că privind spre icoana binecuvântatei fiice a lui Dumnezeu și căindu-te de toate păcatele tale cele mai dinainte prea lăudată, cu îndrăzneală te-ai închinat cinstitului lemn. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, cu bucurie închinându-te sfintelor locuri de acolo. Ai luat ca dar de călătorie virtutea cea mult mântuitoare și cu bună călătorie foarte ai alergat și trecând râul Iordanului într locașul botezătorului cu o sârdie te-ai sălășluit și cu viața ta cea bună ai îmblânzit sălbăticia patimilor și prin înfrânare subțind în fierbântările trupului Maică pururea omenită. Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Locuind în pustiu, ai lepădat chipurile patimilor din sufletul tău prin felurite virtuți, zugrăvindu-ți în suflet închipuirea lui Dumnezeu cuvioasă. Și atât ai strălucit încât peste ape ușor ai trecut, fericită și prin rugăciunile tale te-ai ridicat de pe pământ la Dumnezeu. Și acum cu îndrăzneală stând înaintea lui Hristos, preamărită Marie, roagă-te pentru sufletele noastre. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului.
sufletului și patimile trupului. Le-ai tăiat cu sabia apostolului greșelile, cugetului cu izvorul sihăstriei le-ai înecat, ci cu curgerile lacrimilor tale ai adăpat tot pustiul și ne-ai odrăslit nouă roade de pocăință pentru aceasta. Prăznuim pomenirea ta cuvioasă, Marie. Și acum și porumb, și vecilor, amin. Cu întuneric s-a îmbrăcat odinioară, soarele văzându-te Mântuitorule, și toate cele dedesubtul pământului s-au cutremurat, morții s-au sculat, pietrele s-au despicat și toate cele cerești s-au înfricoșat. Iar prea Fecioară, stând lângă crucea ta plângeam, lăudându-te, iubitor. Fericitului Iisus.
Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului nostru. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel, mare este numele Lui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului nostru. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului nostru. Înțelepciune. De la facere citire. Să luăm aminte. Acestea sunt neamurile care se trag din fiii lui Noe, după familii și după nații și din dâns și s-au răspândit popoarele pe pământ, după potop. În vremea aceea era tot pământul... În tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senaar un șes și au descălecat acolo. Apoi a zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem cu foc. Și-au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var. Și-au zis iarăși, hai să ne facem un oraș și un turn al cărui vârf să ajungă la cer și să ne facem faimă înainte de a ne împrăștia pe față a tot pământul. Atunci s-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și a zis Domnul, iată, toți sunt de un neam și o limbă, au și iată s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce s-au pus în gând să facă. Haidem, dar, să ne pogorâm să amestecăm limbile lor ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Și a împrăștiat Domnul de acolo în tot pământul și au încetat de a mai zidi cetatea și turnul. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul toate limbile pământului. Și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu, pre Dumnezeu am căutat, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat și a căutat spre mine. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat și a căutat
spre mine. Porunciți! Înțelepciune dreți, lumina lui Hristos luminează tuturor. De la pilde citire. Să luăm aminte. Dorința celor binecredincioși mulțumește sufletul, iar depărtarea de rău este urăciune pentru cei nebuni. Cel ce se însoțește cu cei înțelepți ajunge înțelept, iar cel ce se întovărășește cu cei nebuni se face rău. Nenorocirea urmărește pe cei păcătoși, iar fericirea răsplătește pe cei drepți. Omul bun lasă moștenirea sa nepoților săi, iar averea celui păcătos este sortită pentru cei drepți. Arătura în țelină făcută de cei săraci dă hrană din belșug, însă averea se pierde din pricina nedreptății. Cine cruță toiagul său își urăște copilul, iar cel care îl iubește îl ceartă la vreme. Dreptul mănâncă și își îndestulează sufletul său, iar pântecele celor fără de lege duce lipsă. Femeile înțelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor. Cel ce umblă într-o dreptate se teme de Domnul, iar cel ce umblă pe căi strâmbe îl disprețuiește. În gura celui nebun este varga mândriei lui, buzele pe cei înțelepți păzesc. Unde nu sunt boi, staulul este gol, însă puterea boilor aduce mult folos. Martorul care grăiește adevărul nu minte, iar martorul mincinos spune numai minciuni. Vei căuta înțelepciune la cei răi și nu o vei găsi, dar priceperea e lesne de găsit la cei înțelepți. Oh,
Doamne, strigat am către tine, auzi-mă, ia minte la glasul rugăciunii mele, să-i către tine. Să se încrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să se îndrepteze rugăciunea mea la tămâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se îndrepteze sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta! Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru n-al vrea sfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și iubitoare de hârtosoaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește!
rugăm pentru părinții, frații și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei în Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiți și pura pomeniți câtitura acestei sfinte mănăstiri, și pentru tot ce mă înainte adormiți, părinți și frați ai noștri, drept credincioși creștini, care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători acestui sfânt lăcaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pe toți ctitorii, binefăcătorii, donatorii, catedrale, mântuirii neamului și pentru toți iubitorii și lucrătorii care sustenesc înălțarea și în frumusețarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doctorul sufletelor și a trupurilor, umilință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi. Mitropolitul Longhin, Staricul Efrem de la Batopet, părinții din Sfântul Munte bolnavi, eromonahii Chiril, Timotei, Lazar, Teofan, Filotei, Emilian, Siloane, Limon, Partini, Bartolomeu, Iacob, Nicanor, Eufrosin, Elisei, Paladie, Artimandriții, Ioanichie, Nicodim, Artimandritul, Zenovie, Protosinghelul, Spiridon, Saba, Teofan, Eromonacul, Cristofor, Protosinghelul, Zosima, robii lui Dumnezeu, preoții, Ioan, Ioan, Petru, Protosinghelul, Nicolae, Protosinghelul Damian și robii tăi, preoții, Gheorghe, Dumitru, Nicolae, Nicolae, Vasile, 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 Ioan, Constantin, Emilian, Dragoș, Corneliu, Nicolae, Gheorghe, Ilie, preoții, Dumitru, Constantin, Nicolae și robii lui Dumnezeu, monahiile Antonia, Xenia, Meletina, Macrina, Rafaela, Mina, Gherghina, Ioila, Cristina, Adriana, Casiana, Cipriana, Filareta, Mina, monahia Irina și robii lui Dumnezeu, monahia Teodora, copilul Alexandru, Ștefan, Sergio, Cristina, Mariana, Constantin, Alexandru, Vasile, Luminița, Ștefan, Lavinia, Cristina, Florin, Sofia, Ioan, Floricica, George, Iani, Senache, Elena, Teodora, Ița, Lenuța, Carmen, Rasofora, Ecaterina, Rasofora, Iustina, Iolanda, Magdalena, Madalini, Ionuț, Liliana, Florentina, Tinca, Mihnea, Andreea, Nicolae, Rodica, Alexandru, Floare, Livia, Ionuț, Radu, Tudor, Paul și robii lui Dumnezeu, Costică, Pompiliu, Mihaela, Vasilica, Emil, Nicolae, Vasile, Parascheva, Mihaela,
Marcel Viorica George, Maria Peot Constantin Anca, Maria Andrada, Anastasia Daniel, Margareta Corina, Sorina Andreea, Maria Maria Ioan, Adina Costică, Vasile Rahila Ioan, Erica David, Sebastian Toader, Tania Elena Alexandru, Mirela Laura, Cristina Petru, Valentina Valentin, Elena Ioan, Eliza Iuliana Ștefan, Irina Sofia Maria Micai, Elena Sofia Alexandra, Gheorghe Loredana, Luca Alexandru Ștefan, Sergiu Cristina, Aurel Alexandru, Vasile Luminița Ștefan, Carmen Liliana Florentina, Rodica Alexandru, Floarea Livia Ionuț, Nelu Ionica, Andrei Monica, Pavel Anastasie, Caterina Teodora, Radu Petre, Niculina Dragoș, Valentin, Flavia Viorela, Anastasia Maria, Vlad Nicolae, Dan Laurențiu, Izabela, Elena, Adam, Ecaterina, Ana, Gabriela, Ofelia, Ana, Vasile, Lăcrămioară, Florentina, Oana, Viorica și Robi, Dumnezeu, Marcel, Viorica, Gheorghe, Maria, Micaela, Maria, Valentina, Vasile, Ioan, Elena, Rodica, Areta, Ion, Elpidia, Lidia, Iulia, Maria, Elena, Veronica, Denis, Ramona, Ecaterina, Constantin, Petru, Doina, Andreea, Marius, Ioana, Neta, Carmen, Corina, Casiana, Timotei, Nicola, Silpidia, Constanța, Fiotul, Răzvan, Adrian, Ștefan, Costin și Corina, Ioana, robirii Dumnezeu, monahiile Atanasia și Dionisia, preotul Eliodor, preotul Marin, copiii Alara, Andrei, George, Damian, David, Nicol, Vasilica, Iosef, Mihai, David, Robert, Victor, Teodor, Damian, Cristian, Teodor, Efrem, Runcul, robirii Dumnezeu, Ionica și pruncul Lucas, robirii Dumnezeu, preotul Teodor, Marilena, Gianina, Andra, Despina, Dumitru, Gabriel, Corina, Rareș, Cristian, Ioana, Monica, Dana, Bianca, robirii Dumnezeu, Dumitru și Georgeta, Florian, Ilie, Dănuț, Aurora, Carmen, Luca, Cornel, Silvia, Elena, Viorica, Ionuț, Andrei, Florin, Constantin, Miruna, Teodora, Runcu, Cristian, Rafael, Leontia, Răsofora, Gheorghe, Maria, Florian, Elena, Lilioara, Cupii, Daniela, Rodica, Adrian, Ionuț, Teodor, Tudor, Niculina, Silviu, Elena, Cristina, Marina, Mariana, Cristina, Andreea, Alexandra, Florina, robirii Dumnezeu, Andreea, Maria și Mariana, Răzvan, Andrei, Florentina, Ioana, Madalina, Bogdan, Florin, Dan, Bogdan, David, Damian, Radu, Luigi, Silvia, Corina, Aria, Antonia, George, George, Mariano, Costin, Alexandru, Maria, Mihaela, Dimitri, Mina, Adriana, Nicoleta, Urania, robirii Dumnezeu, Arhimandritul Andrei, Protosinghilul Nectarii, Protosinghilul Visarion, Monahia Filareta, Monahia Rafaela, Monahia Epistimia, Monahia Arsenia, Mirela, Mihaela, Ionel, Ștefana, Andreea, Emilia, Gabriela, Marius, Ionel, Daniela, Costi, Vale, Vasilica, Victoria, Vasile și Laura, Alina, Victor Basarab, copii Elena, Ștefan, Eugenia, robirii Dumnezeu, Cristinel, Simona, Diana, Maria, Emilia, Elena, Andrei, Darius, Andrei, Ionuț, Florentin, Amalia, Gabriela, Alexandru, Ioan, Cătălin, Alexandru, Liliana, Cecilia, Ioan, Victoria, Aurica, Doina și robirii Dumnezeu, Floarea, Presbitera, Claudia, Elena, Roxana, Elena, Marian, Camelia, Iulian, Ioan, Ioan, Veronica, Aurica, Ana și Vasile, Micaela și Dorica, Soraya, preotul Remus, Silviu, Vira, Florin, Liliana, Alina, Ionela, Elena,
Natalia, Gabriela, Maria, Alina, Madalina, Viorica, Silvia, Carmen, Profira, Ion, Octavian, Marioara, Cristinel și Margareta, Ileana, Ileana, Adrian, Ștefan, Florin, Georgiana, Maria, Maria, Gheorghe, Cristian, Ilie, Nioara și Teodora, Ionel, Manuela, Eduard, Eri, Gabriel, Ioan, Cristina, Roxana, Bogdan, Nicolae, sora Rodica, preoți, Lucian, Alin, Constantin, Eugen, Florin, Sofian, monacul Andrei, Nicolae, Irina, Elena, Ioana, Garofița, Maria, Simeon, Ioana, Vlad, Antonia, Ioana, Irina, Ecaterina, Matei, Mircea, Ioan, Ileana, Angela, Pușa, Vasile, preoți, Mihail, Macari, Miron, Sofia, Ioana, monahia, Justina, Dragoș, Vasile, Gheorghe, Sorin, Mihail, Florian, Ilinca, Florina, Robirii Dumnezeu, Ioana, Alexandru, Mihai, Toma, Livia, Loredana, Bogdan, Mihaela, Viorel, Augustin, Constantin, Simona, Bogdan, Vasile, Jean, Ofelia, Ieromonahii, Kiril, Pahomi și Aralambie, monacul Flavian, preotul Ștefan, Tanior, presbiter Eugenia, Luchiliana, Ionuț, Andrei, Luca, Daniela, Luca, Andreea, Bianca, Ionuț, Ciprian, Diana, Alexandra, Sofia, Andreea, Victor, Viorica, Sică, Elena, Alina, Patrick, Traian, Florentina, Alexandru, Marius, Oana, Alexandru, Matei, Odruz, Gheorghe, Victorița, Lucian, Ani, Adrian, Adriana, Tudor, Ștefan, Viorica, Mariana, Vadim, Adrian, Georgel, Niculina, George și Luminița, copiii și nepoți, Alina și Floarea, preot, robirii Dumnezeu, Neculai, Bogdan, Titica, Sara, Marius, Mirela, Maria, Matei, Radu, Ana, preotul Ion, Daniel, presbitera Mihaela, Teodora, Maria și Andrei, Florica, Laura, Irina, Aurora, Cosmin, Ioan, Angela, Ioana, Janina, Mirela, Elena, Mădălin, Dumitru și Niculina, Ileana, Aurica, Teodosia, Prunca, Sabina, presbiterele Nicoleta, Iuliana și Melania, robilor Dumnezeu, Cristian, Iulian, Nicolae, Ilie, Ana, Ana, Florentina, Marius, Alexa, Gheorghe, Maia, Maria, Florentica, Dorinel, Stella, Georgeta, preotul Ștefan, presbitera Maria, Ștefan, Andreea, Anca, Florin, preotul Marin, presbitera Maria, Mihaela, preotul Constantin, presbitera Mihaela, Eme, Andrei, Anisia, toți copiii și nepoții, robului Dumnezeu, Nicolae, Dragoș, Andrei, Ionuț, Alexandru, Anca, Felicia, Cristian, Ionuț, Ana și Tanța, Vlad, Justin, Petru, Constantin, Ioana, Lenuța, Nicușor, Maria, Aurel, Aurel, Constantin, Vlad, Adrian, Maria, Maria, Mariana, Daniela, Ana, Mihai, Ionuț, Dragoș, Ana, Maria, Teodora, copiii Filip, Constantin și Denis, Ștefan, Maria, Andrei, Ciprian, Mariana, Constantin, Silvia, Marius, Lavinia, Alessia, Florin, Petruța, Maria, Daniela, Georgeta, Geta, Constantin, Marian, Aurelia, Iulian, Lenuța, Ioana, Maria, Daniela, Iuliana, Mihaela, Nicolae, Nicolae, Victoria, Elisabeta, Radu, Viorica, Gheorghe, Marian, Ileana și Ion, Ana și Tanța, Ana Maria și Mihaela, Daniela, Alexandru, Niculina, Vlad, Georgeta, Achilina, Ecaterina, Gabriel, Daniel și Gabriela, Ileana și Lăcrămioara, Pruncul Iustin, Vlad, preotul Sorin, Barbara, Filip, Pruncul Robert, Stelian și Daniela, Iana, Florica, Narcisa Leocadia, presbitera Ștefan, Diana, Elena, Mihai, Brenda, Mariana, Maria, Ana, Natalie, Maria, Prunca, preotul Ignati, Mihai, Dragoș, Elena, Doina, Elena, Andreea, Maria, Iulia, Lăcrămioara, Dumitru, Alina, Emilia, Maica, Partinia, Protosinghiul, David, Teodora, Silvestru, Maria, Silvestru, Ioan, Gheorghe,
și robii lui Dumnezeu, Andrei, Emilia, Valerica, Mihaela, Iulia, Liviu, Ioan, Cornelia, Dan, Dana, Florica, Andrei, 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 Bernard, Elena, Constantin, Lavinia, Cristian, Ion, Constantin, Maria, Victor, Teodor, Constanța și Cătălin, robii lui Dumnezeu, Corina, Nicoleta, Silviu, Gabriel, Mihaela, Cristina, Adrian, Luca, Cristian, Gheorghiță, Sebastian, Mihai, Aurelian, Cristina, Vasile, Constantin, Ana Maria, Zenove, Eduard, Mircea, Andrei, Florin, Ionuț, Nicolae, Irina, Elena, Ioana, Rodica, Maris, Maria, Ioana, Claudiu, Ionel, Lucian, Lucica, Robert, Dumnezeu, Emanuel, Mișeru, Victor, Alex, Gabriel, Adrian, Vasile, Nicoleta, Nicoleta, Oana, Madalina, Aglaia și Costache, Rosalia, Iulian, Ciprian, Paul, Emilia, robii lui Dumnezeu, Ștefan, Vasile, Iuliana, Aurelia, Mircea, Maria, Alexandru, Nicolae, Constantina, Liviu, Tudor, Iliana, Șoprișan, Frosita, Daniel, Ionela, Elena, Elena, Aurica, Elena, Maria, Constantin, Viorel, Constantin, Rafael, Rahila, Vasile, Ilie, Marian, Ioan, Ioan, robii lui Dumnezeu, Peot, Olimpiu, Daniela, Francesca, Liviu, Galina, Cornel, Andrei, Corina, Gheorghe, Peotul Marius, Agaridi, Mariana, Răzvan, Raul, Claudia, Alexandra, Maria, Mariana, Minodora, Liviu, Petru, Mihai, Mihaela, Adrian, Daniel, Elena, Teodora, Mihaela, Pruncu, Maximilian, Virgil, Virginia, Cosmin, Ioana, Maria, Monahile, Pavelina, Tecla și Siluana, Nicolae, Maria, Teodora, Violeta, Gabriel, Gabriel, Oana, Florin, Dorin, Maria, Sorin, Gabriela, Emilia, Estelian, Damian, Eugenia, Cătălin, Cristinel, robii lui Dumnezeu, Gheorghe, Liviu, Elisabeta, Carmen, Daniela, Ana, Darius, Jean, Cristian, Andrei, Adriana, Silvana, Jean, Maria, Elena, Ioan, Gheorghe, Maria, Maria, Ioana, Runca, Elisa, Elena, Elena, Gelați, Protosingiu, Ioan și Florin, Ionuț, Vladimir, Mirela, Nicușor, Laurențiu, Davia, Rodica, Ionuț, Mădălina, Alina, Marioara, Nicai, Ioana, Ioana, Elena, Anișoara, Mirela, Ileana, Marioara, Florentina, Ana Maria, Dalia, Dumitra, Rodica, Rodica, Iordana, Tudor, Gabriel, Vasile și Ana Maria, Nataniel, Virginiu, Gheorghiță și Ioana, Emilia, Alexandru, Valentina, Angelina, Diana, Elena, Daniela, Valeria, Ioana, Margareta, Ioan, Amelia, Carmen, Iulia, Nicolas, Anda și Cristina, Tudor, Andrei, Ion, Zenovia, Bernard, Elena, Lavinia, Cristian, Dumitru, Eduard, Gabriel, Cristina, Anca, Aurel, Emanuel, Gina, Violeta, Fabian, Alexandru, Getuța, Alexandra, Mihaela, Laura, Steliana, Katia, Stenuța, Patrick, Taric, Filip, Oana, Elena, Ovidiu, Petrică, Alexandra, Florin, Roxana, Maria, Leonard, Nectarie, Astrid, Maria, Octavian, Ioan, Camelia, Marinela, Corina, Soraya, Cristian și Elena, preotul Vasile, preotul Gheorghe, Emil, Petru, Vasile, Lidia, Lucian, Călin, Dana, Florin, Micaela, Ofelia, Maria, Mirela, Antonia, Ioana, Anastasia, Elena, Emanuela și robii lui Dumnezeu, Justinian, Vasile, Sultana, Sorin, Daniela, Liviu, Alina, Daniela, Călina, Alexandra, Loredana, Dana, Marinela, Iulia, Diana, Viorica, Elena, Elena, Achille, Nicolae, Melania, Genoveva, Ana Maria, Ștefan, Genoveva, Fănica, Dorin, Lorin, Maria, Ciprian, Mihaela, Cristina, Loredano, Gabriela, Sanda, Cornelia, Nina, Alexandra, Andreea, Veronica, Paul, Maria, Magdalena, Angela, Cornela, Andrei, Mariana, Monica, Elena, Nicoleta, Gheorghe, Emilia, Crina, Maria, Narcis, Maria, Florica, Gheorghe, Anișoara, Ion, Marian, Cătălin,
Iuliana, Victor, Vlad, Virgil, Constanța, Maria și Petru, Ileana, Lăcrămioara, Dicu, Costel, Răzvan, Gabriel, Mihai, Dochița, Mariana, Adela, Lucreția, Mihai, Elena și toți bolnavii din spitale, din azile, cei ce zac în casele lor pe patul de suferință, o picătură din carul preasfântului tău Duh trimițând asupra lor, încetează-le răceala, potolește-le ferbințeala, atinge mâna ta cea tare și ridică din patul durerii. Ca unui întru tot îndurat cu credință, întru zdrobirea inimii cu umilință și stăruință, ne rugăm ție, auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Fiindcă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pora și în vecii vecinilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru frații care se pregătesc pentru sfânta luminare și pentru mântuirea lor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Învețe pe ei cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Ținească pe ei cu sfânta sa săvârnicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne, că Tu ești luminarea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când sunteți chemați și chemați ieșiți, când sunteți pentru luminare, apropiați-vă, rugați-vă cei pentru luminare Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru frații care se pregătesc pentru sfânta luminare și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să-i întărească pe dânsi și să le dea lor putere. Doamne, să lumineze cu lumina cunoștinței și a drepte credințe. Doamne, miluiește! Să-i învrednicească la vremea cuvenită de baia nașterii de-a doua, de tarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Doamne, din nou prin apă și prin Duh. Doamne, miluiește! Să le dăruiască lor desăvârșirea credinței. Doamne, miluiește!
Dă-i numere cu sfânta și aleasa lui turmă. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Și pentru luminare capetele voastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Că sunteți pentru luminare și cei pentru luminare știți, că sunteți chemați știți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, că suntem credincioși. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! După darul Hristosului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum împierile cele ce ești în drum cu noi, când ne văzut slujesc, că iată de întrebarea pusă la Dumnezeu. Iată de jertfă tainică să mergi pe bine, să mergi pe bine, să mergi pe bine. Oh,
Cele de seară, Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, părământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cere. Doamne!
Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Care de băgate greșelele noastre, la Domnul să cerem. Da, Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și trupocăința, o săvârșit de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bun la înfricoșătoare a judecata lui Hristos să cerem. Da, a Sfântului Duh cerând, renoi înșine și unebre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să votăm. Ție, Doamne! Și ne împrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire predeoțândă, să cutezăm atichima Tată pe tine, Dumnezeul cel ceresc, și a zicem, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, e voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi într-o ispită, ci ne și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ați tuturor și Duhului Tău, capetele voastre Domnului să ne plecăm. Ție, Doamne, harul și cu durările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Sfinte, sfințite, sfintele sfinților, unul sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, pentru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Domnului să ne rugăm. Miluiește. Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor,
făcătorul cetelor celor de pop, și lucrătorul puterilor celor fără de trup, meșterul celor cerești și al celor pământești, pe care nimeni dintre oameni nu l-a văzut nici poate să-l vadă, de care se teme și se cutremură toată făptura cel ce a aruncat din cer pe căpetenia îngerilor care și-a încordat grumazul arecând și s-a lepădat de slujba sa prin neascultare și pe îngeri ce împreună cu dânsul potrivnici care s-au făcut diavole aruncat în tuneric cu cel adânc al iadului. Pe ca blestemul acesta ce se face în numele tău cel înfricoșător să fie spre îngrozirea acestui povățitor al vicleniei și pune-l pe fugă și pronuncește lui și diavolilor lui să nu facă nicio vătămare acestor suflete pecetuite, ci acești pecetuiți ai tăi să ia tăria puterii ca să calce peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului, că se laudă și se cinstește și de toată suflarea cu frică se slăvește prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Te blestem pe tine, începătorul răutăților și al hulei, că pe tine am potrivit și urzitorul vicleniei. Te blestem pe tine, cel aruncat de lumina cea de sus, surpa pentru mândrie în întunericul adâncului. Te blestem pe tine și pe toată puterea cea căzută ce a urmat voința ta. Te blestem pe tine, Duh necurat, cu Dumnezeu Savaot și cu toată oastea îngerilor lui Dumnezeu. Adonai Eloi Dumnezeu cel atotputernic, ieși și te depărtează de la robul lui Dumnezeu care stau înaintea ta, de la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavii, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Te blestem pe tine cu Dumnezeu care prin cuvânt toate le-a zidit și cu Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui cel unul născut, care mai înainte de veci fără patimă s-a născut din trânsul. Cu cel ce a făcut făptura văzută și nevăzută și a zidit pe om după chipul său și mai înainte prin legea firii l-a învățat acestea și cu priveghere îngerească l-a păzit. Cu cel ce a înnecat păcatul cu apă de sus și a desfăcut adâncurile de sub cer și a pierdut pe uriași cei necucernici, turnul fără de legilor l-a sfârmat și pământul Sodomii și al Gomorii în foc și cu pucioasă l-a ars. Spre mărturie fumegă fum nestins, cu cel ce mare cu toiagul a despărțit și pe popor l-a trecut cu picioarele neudate. Iar pe tiranul paraon și oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu tabăra păgânătăți și valuri de veci a înnecat-o. Te blestem cu cel care la plinirea vremii de fecioară în chip de negrei s-a întrupat și pe cețile curăției întregi l-a păzit, care a binevoit să spere prin botez de rățiunea noastră cea veche cu care noi prin neascultare ne spurcasem. Te blestem pe tine cu cel ce s-a botezat în Iordan și ne-a dat nou în apă prin har chipul nestricăciun de care îngerii și toate puterile cerești s-au mirat. Văzând pe Dumnezeu cel întrupat, smerindu-se când Tatăl cel fără de început a descoperit nașterea cel fără de început a Fiului, și când pogorârea Sfântului Duh a mărturisit unimea treimii. Te blestem pe tine cu cel ce a certat vântul și a liniștit biformării, care a izgonit cetere diavolilor, ceea ce prin tine a dat vedere ochilor lipsiți de lumina ai celor din naștere, și a noi zidirea cea veche a neamului nostru și celor mulți le-a dat grai, cel ce a curățit rănile leproșilor și pe morți din groapă i-a înviat, cel ce până la îngropare cu oameni a vorbit și iadul prin înviere l-a prădat și toată omenirea a întocmit-o să nu mai fie cucerită de moarte. Te blestem pe tine cu Dumnezeu atoțitorul care a sufletit pe oameni și cu grai de Dumnezeu insuflat împreună cu apostolii a lucrat și toată lumea a umplut-o de dreapta credință. Teme de taci, fugi, pleacă, depărtează-te, diavole necurate și spurcate, cel de sub pământ din adâncă, șelătorile, cel fără chip, cel văzut pentru nerușinare, nevăzut pentru pățărie, oriunde ești sau unde mergi, de ești însuși Belzebul. Să te arăți ca cel ce scutură ca șarpe sau ca fiară sau ca aburul sau ca fumul, ori ca bărbat, ori ca femeie, ori ca jigani, ori ca pasări, sau vorbitor noapte sau surd sau mut sau care fricoșesc cu năvălirea sau sfârșii sau uneltești rele, în somn greu sau în boală sau neputin, sau pornești spre râs sau aduci lacrimi de dezmerdări, ori ești desprânat, ori omirositor, ori poftitor, ori făcător de desfătare, ori fermecător, ori îndemnător spre dragoste necurată. Ori ghicitor în stele, ori șez în casuri și fără de azi stâmpări sau te schimbi cu luna sau te întorci bunoare care timp. Sau vii dimineață sau la miață sau la miezul nopții sau în orice vreme sau la revărsatul zorilor sau din întâmplare te-ai întâlnit. Sau de cineva ești trimis, ori ai năvălit fără de veste sau ești din mare sau din râu sau din pământ sau din fântână sau din dărâmături. Sau din baltă sau din trestii sau din oraie sau de pe uscat sau din lung ori din pădure sau din copaci sau din pasări sau din tuneri. Sau din acoperământul băiei, sau din scăldătoare de ape, sau din mormânt idolesc, sau de unde știm, ori de unde nu știm.
cunoscut ori necunoscut sau de vreun loc nepănuit, pierzi și te depărtează, rușinează-te de chipul cezdii și frumusețea de mâna lui Dumnezeu. Te admite de asemănarea lui Dumnezeu cel întrupat, să nu te ascunzi robului Dumnezeu care sunt aici în cei ce s-au pomenit în toți bolnavii, în cei ce se roagă de departe împreună cu noi, că toiac de fier și cuptor de foc și iadul și scrâșnirea dinților te așteaptă ca răsplătire pentru neascultare. Teme-te, taci, fugi să nu te întorci, nici să te ascunzi cu vreo altă viclenie de duhuri necurate, ci du-te în pământ pustiu fără de apă, unde om nu locuiește, ci este cercetat numai de Dumnezeu cel ce leagă pe toți, care vatămă și uneltesc asupra chipului său cel ce lanțul te-a aruncat în tunericul iadului, pentru noapte și ziua cea lungă pe tine, diavol ispititorul și apretorul tuturor răutăților. Că mare este frica de Dumnezeu și mare este slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor, celor de sub tăria ta, Dumnezeul arhanghelilor, celor de sub stăpânirea ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul sfinților, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cel ce ai deslegat sufletele cele legate cu moartea și prin unul născut Fiul tău ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric, cel ce ai slăbit durerile noastre, toată greutatea de la noi ușurat-o și toată nărucirea vrăjmașului de la noi depărtat-o. Și tu, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, care cu moartea ta ne-ai făcut pe noi nemuritori și ne-ai mărit cu slava ta. Cel ce ne-ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu și ne-ai purtat pe crucea ta toată sarcina păcatelor noastre. Cel ce ai luat asupra-ți fărâmarea noastră și ai tămăduit-o, Doamne, care ne-ai făcut nouă cale la cerul și stricăciunea în nestricăciune ai prefăcut-o, auzi-mă pe mine care cu dragoste și cu frică strigăte tine. Cel de-a cărui frică stopesc munții împreună cu tăria de sub cer, de-a cărui putere duhurile necuvântătoarele stihiilor se cutremură pe zicotarele lor, de-a cărui poruncă focul răspătirii nu va trece otarele ce i s-au pus, ci suspinând așteaptă porunca ta, de-a cărui frică toată făptura se chinuiește oftând cu suspinuri negreite și având poruncă să aștepte vremea sa, de care toată firea cea potrivnică a fugit toate vrăjmașului s-a domolit. Diavolul a căzut șarpele, s-a călcat și balaurul s-a strivit, prin care neamurile ce te-au cunoscut s-au luminat și s-au întărit în tine, Doamne, prin care viața s-a arătat nădejdea, s-a întemeiat credința, s-a întărit Evanghelia, s-a propovăduit, prin care omul cel pământesc s-a noi crezând în tine, că cine este ca tine, Dumnezeu atotputernic. Pentru aceasta ne rugăm ție, Dumnezeu al părinților și Doamne a slavii, cel ce-și înainte de veci mai presus de fire. Primește pe aceștia care au venit la tine pentru numele Tău, cel Sfânt și al Unii, a născut Fiului Tău și al Făcătorii de viață, Duhului Tău. Izgonește din sufletele lor toată neputința, toată necredința, tot Duhul necurat, scuturător de sub pământ din foc nesferit, oftitor, iubitor de aur, iubitor de argint, turbat, desfârnat, o diavol necurat, întunecat, fără chip și fără rușine. Așa, Dumnezeu, redepărtează de la robii tăi care stau înaintea ta, de la cei ce s-au pomenit, de la toți bolnavi, de la cei ce se roagă de departe împreună cu noi. Depărtează de la deci toată lucrarea diavolului, toată vraja, toată fermecătura slujei dolească, căutarea în stele, vraja cu mor, vraja cu pasări, patima desfătării, beție, desfrânare, mânie, iubire de ceartă, neastâmpărare și tot cugetul viclean. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, îi suflă întrâns și Duhul Tău cel pașnic, ca fiind păzis de el să facă roade de credință, de fapte bune, de înțelepciune, de curăție, de înfrânare, de dragoste, de bunătate, de blândețe, de îngăduință, de smerenie, de pricepere. Că să robe ai tăi numele tău, numele lui Iisus Hristos, crezând în trăimea cea de ofință și mărturisind-o cu îngerii, arhanghelii și cu toată puterea cerească. Că de tine se laudă toată făptura și se slăvește prea cinstit numele tău împreună cu al unui născut Fiului tău și al preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeiasca și sfânta, marea și fricoșătoarea și nesferita numire și chemare, pace spre izgonirea ta potrivnicea și drea și certare, pace spre pierderea ta, diavole. Dumnezeu cel sfânt, cel fără de început, cel nevăzut în ființă și necuprins ca Dumnezeire, împăratul slavei și stăpânul atoțiitorul, acela te ceartă pe tine, diavole, te ceartă pe tine, diavole, Domnul care cheamă apa mării și o varsă peste fața întregului pământ. Domnul puterilor este numele Lui, să te certe pe tine, diavole, Domnul Dumnezeu, cuvântul care s-a pogorât din cer, din sânul Tatălui. Și întrupare cea mai presus de fire și curată, din Sfânta Fecioară, te-a alungat din cer și cu totul lepădat, te-a arătat. Să te certe pe tine, diavole, Domnul care a zis, mării, taci, liniștește-te și prin poruncă îndată s-a liniștit. Să te certe pe tine, diavole, Domnul
cel ce este lăudat și slăvit de mulțimea cetelor de îngeri și de arcangeli, de cherubimii cei cu mulți și de serafimii cei cu câte șase aripi, care cu două aripi se acoperă fețele din pricina Dumnezeirii lui cele nevăzute și necuprinse cu mintea, cu două aripi se acoperă picioarele, ca să nu se ardă de slava cea negrăită și de măreția lui cea necuprinsă și cu două aripi zboară și umplu cerul de strigarea lor. Sfânt, 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 Domnul Sabaoth ne este cerul și pământul de slava lui. Să certe pe tine, diavolul, Domnul, care pe fiica mai mare lui sinagogii cu cuvântul a înviat-o și pe fiul văduvei din gura morții l-a răpit și mamei lui întreg sănătos l-a dăruit. Să certe pe tine, diavolul, Domnul, cel ce pe Lazar a patra zi neputret, ca și cum n-ar fi fost mort și nestricat, l-a înviat spre mirarea multora. Să te certe pe tine, diavolul, Domnul, care prin scuiparea preacuratului să obraza și să-și scoată lacrima de la toată fața. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, cel ce lovit fiind cu palma, a stricat blestemul și prin împungerea preacuratei sale coaste depărtat sabia cea de foc care păzea raiul. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, care a înfipt crucea spre întărirea și mântuirea lumii și spre căderea ta și a tuturor celor de sub stăpânirea ta. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, la al cărui glas pe cruce, ca pe teasma templului s-a rupt în două de sus până jos. Pietrele s-au sfârmat, mormintele s-au deschis și morți cei din veac s-au ridicat. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, de care s-a pogorât la iad, mormintele le-a scuturat și pe morți cei din veac legați, a slobozit și la sine a chemat, pe care portarii iadului văzându-l s-au înspăimântat și cu astea iadului ascunzându-se au perit. Se certe pe tine, diavolul, Domnul, cel ce a înviat din morți Hristos, Dumnezeul nostru și tuturor a dăruit învierea sa. Este cel de pe tine, diavolul, Domnul, care s-a înălțat la cerușel și îți dea dreapta tronului slavii la Părintele Său. Este cel de pe tine, diavolul, Domnul, de care toate, care iarăși va să vină să judece vie și morții, cu sfinți să îngeri pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă. Să certe pe tine, diavolul, Domnul, de care toate se tem că de neînduraș grozavă este mânia lui asupra ta. Să certe pe tine, diavolul, Domnul, care ți-a gătit ție spre chinul cel veșnic, focul cel nestins, viermele cel neadormit și întunericul cel mai adânc. Să certe pe tine, diavolul, însuși Domnul, cu numele Său cel înfricoșător. Înfricoșează-te cu tremură, te teme, te depărtează, te pierzi, fugi tu care ai căzut din cer. Și împreună cu tine toate duhurile cele viclene, Duhul cel de noapte, cel de zi, cel de la amiază zile și cel de seară, Duhul cel de la mezul nopții, Duhul cel ce se întâmpinare de pe o scadă din ape, din trei căi, din bălți și de râuri, care cu trei prin case, prin curți și prin băi și vatăm și schimintea omenească, de grea plecați la Făptura Zditorului Hristos Dumnezeu și vă depărtați la robile Dumnezeu care sunt aici, la cei s-au pomenit de la toți bolnavi, la cei se roagă împreună cu noi, depărtați-vă din minte, din suflet, din inimă, din rărunghi, din sepții și din toate mădularele lor. Ca robrii Dumnezeu aceștia să fie cu totul sănătoși și întregi și sloboți, cunoscând pe stăpânul și ziditorul tuturor, cel ce cheamă pe toți le dă lor pe cetea noirii dumnezeiescului botez. Ca aceștia să învrednicească de curatele taine ale unui a născut fiului tău și să se sălășluiască în locul verdeață și fiind păstoriți neîncetat cu toiagul crucii. Să ia apa, vină apa odinză și să ia plata chemării celui de sus. Întru tine, Domnul și Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, care este binecuvântat cu Părintele cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristos, Sfântul Născut Fiule și Cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre în patima ta și ai suflat în pețele apostolilor tăi și ai zis, luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Stăpâne, prin Sfinții tăi apostoli, ai dorit și arhiereilor care slujește de Sfinte în Sfântă Biserica ta să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Și acum te rugăm pentru robii tăi care stau înaintea ta, dă-le lor mila ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune spletească au lucrat, să ți știi neputința omenească a un iubitor de oameni și bun stăpân,
toate păcatele cele de voi și cele fără de voi, iartă-le. Tu cel ce dezlegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osteniți, slobozește pe robii tăi aceștia din legătura păcatelor lor, s-a preamărit prea sfânt numele tău, împreună cu al Părintelui celui fără de început și cu al prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Îndurate, Doamne, bunule și iubitorule de oameni, ai trimis pe unul născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în lume să rupă zapisul greșelilor cel asupra noastră și să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare. Stăpâne, pe robii tăi care stau înaintea ta, pe cei ce s-au pomenit pe toți bolnavi, pe cei ce se roagă de departe împreună cu noi, liberează-i cu bunătatea ta de legătura ce este pusă asupra lor și le dorește să apropie fără de păcat în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava ta și cu cuget curat să ceară de la tine mila cea bogată, e milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să iertăm tot ce ne-a greșit cineva, să nu ne mai aducem aminte ca și bunul Dumnezeu să ne ierte. Domnului să ne rugăm. Doamne, mulțumim ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor și Dătătorul bunătăților, care este cat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc. Dăruiește și acum pace robilor tăi, înrădăcinează întrânși, frica ta și dragostea unuia spre altul o întărește, stinge toată vrajba, îndepărtează dintre dânsi toate îndemnurile spre dezbinare, că Tu ești pacea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel de-a Sfinților Săi ucenici și apostoli, zicând pe oameni, mâinile veți spune și binele va fi, și pe întrânși și noi arhiereilor ne este dat acest har, să vă tăvăduiască fiilor duhovnicești de neputința sufletească și trupească ceva cuprins, pădătească bisericii sale, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, bine umplând și făcând poruncii lui Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învieze Dumnezeu să se risipească vrăjmașului, să fugă de la fața lui ce urăsc pe dânsul. Să piară cum pere fumul cu stopește, ceară de la fața focului. Așa speară diavolii cei fermecători și de scântători de la fața robilor Dumnezeu care sunt aici, la cei s-au pomenit din calea lor, din casele lor, iar robilor Dumnezeu aceștia se bucure de Domnul și se veselească, să fugă și depărteze de la sufletele, de la trupurile voastre, din calea voastră, din casele voastre, tot vicleanul și necuratul diavol, o trăpire și descântecele într-un nimic să se prefacă și să se stingă prin aceste molitve cu harul prea Sfântului Duh și prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Yeah.
Se va înălța, se va înălța, se va înălța, se va înălța.
înălța, se va înălța, se va înălța, se va înălța. No, no.
frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine voi cuvânta pre Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Doamne, își mărturisesc, Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și-mi iartă greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucru și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc prea curatele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin. Cine-i cale cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu, părtașul, primește. Să nu voi spune vrăjmașilor pe taina ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tălcarul mărturisind numai ție. Omenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, ci spre tăpădurea sufletului și a trupului. Amin. Trupul lui Hristos, binecuvintează moștenirea ta. Pâinea cea cerească și paharul vieții gustați și vedeți că bun este Domnul. În vecii vecilor. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia. Drept primind Dumnezeieștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm. Atelui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Pace să ieșim într-un numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne a toțitorule, celace cu înțelepciune, ai zidit toată făpraș pentru nespusa ta purtare de grijă și multa ta bunătate. Ne-ai adus într-o aceste prea cinstite zile spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre înfrânarea poftelor și spre nădejdea învierii. Cela ce în 40 de zile ai dat în mâna slujitorului tău Moise tablele cele cu Dumnezeu slove, dă-ne și nouă bunule lupta cea bună să luptăm, calea postului să o săvârșim, credința nedespățită să o păzim, capetele nevăzuților balau să le sfârmăm, biruitori asupra păcatului să ne arătăm și fără o sândă să ajungem a ne închina și sfinte învieri, că s-a binecuvântat, s-a prea slăvit, prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și vorrea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al său har și cu al sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite stăpâne, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitori ai acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul Dobrogei și părintele duhovnicesc al tuturor românilor, cu rugăciunile Sfântului Apostol Filip, împreună lucrător cu Sfântul Apostol Andrei, la creștinarea strămoșilor noștri din Dobrogea, cu rugăciunile tuturor sfinților apostoli, cu ale celui între sfinți părintelui nostru, Grigorie, dialogul episcopul Romei, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu rugăciunile sfintei cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca, ale Sfântului Cuvios Macarie Egipteanul și a celor împreună cu deși a căror pomenire o săvârșim, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Epictece, Astion și Pantelimon, Zotica, Talta, Masi și Filip, de la Niculițel, Dasie de la Axiopolis, Emilian de la Durostorum, cu rugăciunile Sfinților Mucenici de la Adam Lisim, cu ale tuturor Sfinților Mucenici pătimitori în Dobrogea, cu rugăciunile Sfinților Erarhi, Marcu, Tit, Efrem, Gheronte, Bretanion, Teotim și Iachim de la Tomis,
ale Sfinților Cuvioșilor Părinți, Ioan Casian și German și Dionisie cel Smerit, cu toți ocrotitorii ai Dobrogei, cu rugăciunile Sfinților Mucenici, Acac, Ignatie, Ftimie, Mercurie și Paraschevii, ale Sfinților, Ierarh, Nectarie, Vineghina și Andrei, Episcopul Cretei, ale Sfinților Mucenici, din insula Lesbos, Rafael, Irina, Nicolae, Vasile, Teodor și Egumena Olimpia, cu rugăciunile Sfinților Cuvioșilor Părinți, Stelian, ocrotitorul copiilor ausente și Simeon Stâlpnicul, Serafim de Sarov, ale căror sfinte moaște se cinstesc aici de față, cu rugăciunile Sfinților și drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ioana și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, un bun și de oameni iubitori. Amin! Ea cuvioși, ea cucernici, părinți iubiți credincioși, iată, noi astăzi prăznuim doi sfinți egipteni, Maria Egipteanca și Macare Egipteanu. Sigur, Maria Egipteanca este cea mai cunoscută femeie care s-a căit atât de mult încât a dobândit o sfințenie încă din viața aceasta. Viața ei a avut două părți. Prima parte a fost de la 12 la 29 de ani. La 12 ani a ieșit din casa părinților, s-a dus în Alexandria și acolo, fiind frumoasă și tânără, iată, și-a dat trupul pradă tuturor plăcerilor, astfel încât n-a existat plăcere să nu o guste și desfrâu și beție și lăcomie și toate celelalte. Dar ea a rămas oarecum fără ajutor. Mama s-a învățat-o în copilărie și a învățat-o despre Hristos, despre Maica Domnului. A murit mama sa și a rămas de capul ei și iată s-a dus după instinct în Alexandria. Aici, având aceste preocupări atât de păguboase, totuși Dumnezeu a privit spre ea că avea în lăuntru o fărâmă de lumină. De multe ori, după ce păcătuia, îi părea rău, dar instinctele erau atât de puternice că nu putea să se întoarcă. Și atunci a rânduit Dumnezeu să fie un pelerinaj la Sfânta Cruce. Fusese pusă Sfânta Cruce spre închinare și mulți oameni mergeau și din Alexandria la Ierusalim să se închine Sfintei Cruci. Văzând de atâta popor, a gândit să meargă și ea. Ea nu avea nimic. Când au întrebat-o cu ce plătește orabia cu care trebuie să meargă, i-a răspuns: cu trupul meu o plătesc. Vă dau plăcerea să faceți ce vreți cu mine. A ajuns acolo, a mers după popor. Poporul mergea în biserică și ieșea de acolo luminat, oamenii ieșeau cu lacrimi de bucurie. S-a gândit: ce-o fi aceasta? A întrebat pe unii ce se petrece, de ce atâta popor. Și au spus: toți se închină la lemnul Sfintei Cruci care a fost adus și iată, aceasta e cea mai mare bucurie.
a căutat să intre și ea. Dumnezeu i-a dat un semn, n-a lăsat-o. A căutat o dată, de două ori. Toți intrau, ea nu putea să intre. Un zid nevăzut o oprea. Și atunci și-a dat seama de ce o oprește. Pentru că Sfânta Cruce este altarul Domnului Hristos. Era în pridvorul bisericii unde se afla Sfânta Cruce, o icoană a Maicii Domnului. Văzând icoana, și-a adus aminte de ceea ce îi vorbise mama sa. A căzut în genunchi la Maica Domnului și și-a mărturisit viața ei atât de plină de patim. Și-a luat o martoră pe Maica Domnului și i-a spus: Maica Domnului, dacă mă vei lăsa să intru, să mă închin crucii fiului tău, acum sunt ticăloasă. Voi înceta orice păcat și mă voi duce să mă căiesc, dacă fiul tău și cu tine îmi vor da voie să mă închin și eu lemnului Sfintei Cruci. Și iată, a plâns acolo mult. După ce a plâns, s-a răcorit. A simțit o căldură în trupul ei. Și acum s-a ridicat să meargă și ea în biserică. Și nu numai că a intrat cu ușurință, dar parcă era trasă din lăuntru să intre mai cu grăbire în Sfânta Biserică, să se închine lemnului Sfintei Cruci. A intrat acolo, plină de lacrimi a căzut înaintea Sfintei Cruci și s-a rugat Mântuitorului Hristos să o ierte pentru toate păcatele sale. Și iată, a ieșit cu lacrimi de bucurie din biserică, i-a mulțumit Maicii Domnului, a căutat un preot să o spovedească și a mărturisit toate păcatele. A cerut binecuvântare să meargă în pustiu ca să se despartă de toate patimile și păcatele sale. A primit binecuvântare, avea 3 pâini cu ea, cu acelea a plecat în pustiu. Iată acolo cât stă, 47 de ani. Primii 17 ani sunt plini de luptă. A avut numai luptă cu patimile. Îi veneau înainte tot felul de bărbați, unii purtând sticle cu băutură, alții mâncăruri de carne, erau năluciri, dar îi veneau și chiar îndemnul de a se întoarce iarăși la cele ce a petrecut înainte. Și 17 ani n-a avut decât luptă cu patimile. După 17 ani a început să aibă bucuria rugăciunii. Și bucuria rugăciunii era nemăsurată, că Dumnezeu o ajuta atât de mult și primea rugăciunea și o înălța. Și astfel, ea singură a stat acolo, nevăzută decât de îngeri și de Dumnezeu, și către sfârșitul nevoinței sale, văzută de bătrânul Zosima, un bărbat încercat în viața călugărească, dar pe care Maria l-a copleșit, pentru că a văzut-o deasupra pământului și așa s-a convins de sfințenia ei. Maria ne îndeamnă și pe noi să-i urmăm pilda sfințeniei. Dar iată, astăzi prăznuim și pe Sfântul Macarie Egipteanul din Mănăstirea Perechitului. Acesta a rămas orfan de părinți de mic. A fost crescut de un unchi al său, om credincios, care l-a dat să învețe Sfintele Scripturi. A învățat cu atâta pasiune Sfintele Scripturi,
și atât de înțelept a devenit, încât se adăpa mereu din Sfintele Scripturi, nici o zi nu putea fără să citească. Și atunci a gândit să meargă la o mănăstire și a mers la mănăstirea Pelechitului. Aici a făcut multă ascultare și iată, a primit numele acesta de Macarie, pentru că înainte se numea Cristofor și a devenit monah, a devenit foarte râvnitor față de Dumnezeu, încât rugăciunile lui erau ascultate și chiar în vreme de secetă la rugăciunea lui ploaia coborâ pe pământ și nu numai atât, și bolile multora din cei ce erau cuprinși de suferințe se vindecau prin rugăciunile părintelui Macarie. Dar iată, a auzit despre aceasta și Tarasie, patriarhul Constantinopolului, și l-a chemat pe Macarie să vină să vindece pe un patrician care era bolnav, și el și soția lui. Și Macarie cu rugăciunea sa i-a vindecat și l-a pus să facă ascultare patriarhul Tarasie, încât l-a hirotonit preot pentru vrednicia sa. Și iată, după aceea, Macarie s-a întors în pustiul său și aici și-a continuat nevoința. A început să scrie foarte frumos și scrierile și învățăturile Sfântului Macarie sunt copleșitoare. A scris mult despre Sfintele Icoane, pentru care a și pătimit. Pentru că, iată, după ce a făcut minunea cu acel patrician și cu soția lui, și iarăși s-a întors la păcat și iarăși s-a îmbolnăvit, Macarie și a doua oară a vindecat pe soția aceluia, care era un om credincios și pe care Sfântul Patriarh Tarasie l-a hirotonit și pe acela preot. Iată, noul împărat care a venit luptător împotriva Sfintelor Icoane l-a izolat, l-a trimis în surghiun pe Sfântul Macarie Egipteanul. Acesta s-a dus și s-a dus și a propovăduit și acolo. A fost întors din surghiun și iarăși, după ce a murit acel împărat, a fost eliberat. Dar a venit Mihail Gângavul, un alt împărat răuvoitor, încât Sfântul Macarie din nou a fost pedepsit cu surghiunul. Și după ce a lăsat o viață frumoasă, pildă pentru toți viețuitorii și scrieri atât de alese, iată, a plecat din nou în surghiun și s-a sfârșit într-un mod foarte sugestiv, rugându-se și împărțind ucenicilor binecuvântări. Așa s-a sfârșit Sfântul Macarie Egipteanul, un părinte de referință pentru patrologia, pentru scrierile Sfinților Părinți. Și n-a fost numai un om de studiu, ci și un om de rugăciune, astfel încât prin rugăciunile sale mulți s-au vindecat. Iubiți credincioși, prin acești doi sfinți noi avem o pildă vie de mărturisire a credinței. Cine își mărturisește credința și cu prețul vieții nu va pierde plata sa. De aceea, iată, rugăm acum pe Bunul Dumnezeu să vă îmbie pe toți învățăturile cele adevărate, sfinte și drepte, să mă întoarceți la Dumnezeu, ca noi toți la o lată și cu o singură gură să-L slăvim pe Dumnezeu
să le pădem minciuna, păcatul și toată răutatea. Cei doi sfinți sunt mari rugători pentru noi, de aceea se cuvine să-i rugăm și noi și să le zicem. Sfântă cuvioasă Maică Marie, Sfinte cuvioase Părinte Macarie, egipteanul, fiți mijlocitori și rugători pentru noi și mijlocirea voastră și rugăciunea voastră pentru noi să nu se sfârșească câtă vreme trăim în acest trup. Dar noi vrem să fim și următori vouă, de aceea vom fi, iată, mereu ascultători poruncilor lui Dumnezeu, să facem să lucreze credința noastră în rugăciune, în postire, în toată fapta bună, și noi de pe acum, de pe pământ, să petrecem cu sfinții în comuniune, ca să ne primească și la sfârșitul vieții noastre în comuniunea lor, să ne aștepte Maica Domnului și Mântuitorul Hristos să ne așeze în locașurile cele fără stricăciune. Amin. Mâine dimineață vom fi tot aici, la 7:30 vom începe slujba, dar astăzi ne vedem la ora 18 la dialogul nostru devenit acum tradițional. La ora 22 avem, iar la 21:45 vom avea acatiste. Așadar, mâine vom fi aici, iar duminică vom fi la Palazul Mare. Dumnezeu să ne primească sfintele rugăciuni și să rămânem următori sfinților de astăzi. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și te mântuiește pre noi. Amin.